Bună seara! Iată știrile zilei. Vaccinul AstraZeneca este sigur și eficient și protejează oamenii de COVID. Este decizia Agenției Europene a Medicamentului prezentată în această după-amiază, în urma rapoartelor întocmite de experți. Directorul executiv al agenției a mai precizat că nu a fost descoperită nicio legătură cu cheagurile de sânge. Mai mult, ea precizează că beneficiile acestui vaccin depășesc toate riscurile. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 also concluded that the vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboembolic events or blood clots. Românii se tem de AstraZeneca din momentul în care au fost anunțate decesele în Italia și Norvegia, urmare a vaccinării cu acest ser, 10.000 de români au refuzat imunizarea. Doar în 24 de ore, 33.000 de români au anunțat că nu se vor prezenta la centre, deși vaccinurile din lotul incriminat au fost suspendate și în țara noastră. În exclusivitate pentru Gândul.ro, o femeie vaccinată cu serul AstraZeneca a povestit cât de rău s-a simțit după ce i-a fost administrat vaccinul. Femeia spune că a avut reacții severe chiar și la câteva zile după administrare. Vorbim de hipertensiune arterială și vedere dublă, în condițiile în care femeia nu avea probleme cardiace. Ultima tensiune care o luam eu în general era 11/7, 12/7 maxim. M-am panicat totuși, am ajuns la dispensar la medicul de familie, am avut 18/11 și vederea încetoșată, deci nu mai vedeam bine. Parcă aveam așa o pânză pe ochi. Nu mai vedeam clar. Tot obișnuit, repet, din punctul meu de vedere, șanse sunt mari ca această hipertensiune să fie, de fapt, expresia unei stări de anxietate care probabil că se va rezolva în momentul în care pacienta se va ieși. Premiera în România de marți va fi deschis primul centru de vaccinare ce va funcționa non-stop. Centrul se află la Timișoara și va folosi doar serul Pfizer. Locația va avea 4 fluxuri pe timp de zi și tot atâtea pe timp de noapte. Într-un interval de 24 de ore se pot vaccina astfel 480 de persoane. Astăzi a fost cea de-a treia zi consecutivă în care au fost raportate peste 6.000 de îmbolnăviri cu coronavirus. Și mai important, la ATI se află în acest moment peste 1.300 de persoane. Și continuăm cu o altă premieră, avem zăpadă de un metru la Brașov, un adevărat record al ultimilor ani. A nins în două zile, încât pe drumul către Poiana Brașov nu s-a mai putut circula. La fel s-a întâmplat și pe drumul dintre Poiana și Râșnov. Totodată mai mulți turiști au rămas blocați în masivul Postăvaru și au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor. În plus, zăpada căzută din abundență a pus la pământ mai mulți copaci, iar rețelele de electricitate și unele acoperișuri au fost afectate. Probleme au fost și pe drumul ce leagă Brașovul de Buzău, după ce stânci masive s-au desprins de pe versant și au căzut pe carosabil. Traficul rutier pe DN10 a fost blocat în zona localității Siriu. Drumarii au încercat să mute bolovanii, însă nu au reușit fără ajutorul ISU. Vremea va rămâne instabilă și în următoarele zile. Vești bune pentru iubitorii tenisului, șansele României de a se menține în grupa mondială la barajul cu Italia cresc semnificativ. Simona Halep a anunțat că se întoarce în echipa Fed Cup. Luna aceasta Simona nu a jucat și a avut timp să se odihnească. Numărul 3 WTA spune că pentru această competiție a avut întotdeauna o emoție aparte. Echipa României va întâlni Italia la Cluj în aprilie, în barajul de menținere al competiției. Simona Halep speră că în ciuda valului pandemic vom avea spectatori la întâlnirea de la Cluj. Normal că suntem mai puternici. Normal, dar văd că și fetița asta, cum o cheamă, care e acum în Rusia, la San Petersburg, e destul de bună. Jacqueline. Cât am a bătut-o pe Ostapenko, oricum. Sunt mai multe acum care ar putea să joace. Suntem acum mai puternici cu Monica în funcția de capitan? Nu, ea a rămas că acolo, ea a contribuit mult la echipa asta și văd că să o dedică și la antrenor, și să fie și antrenor, cât înțeleg, sau capitan. Știrile continuă pe site-ul nostru, gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Numai bine!